stație de autobuz. Da, bravo. Aproximativ 40 de preșcolari din mai multe localități au participat astăzi la cea de-a noua ediție a concursului internațional Preșcolarii știu să circule corect, desfășurat la grădinița Voinicel. Pentru că, de cele mai multe ori, copiii cad victimele neglijențelor părinților atunci când scapă de sub supravegherea lor și nu cunosc regulile de circulație. Oamenii legii le-au prezentat micuților semnele de circulație și i-au îndrumat cum să se ferească de accidentele rutiere, deși au doar câțiva anișori. Copiii de 5, de 6 anișori cunosc regulile de circulație. Este rezultatul muncii doamnelor educatoare care, prin cunoștințele lor, demonstrează și arată faptul că preocuparea este foarte mare și pe această temă. Cunoscând regulile de circulație, copiii au grijă de viața lor. Dacă celelalte discipline de învățământ ajută copiii să devină, să se formeze ca oameni, educația rutieră îi ajută să rămână oameni. Iar acest concurs are scopul de a-i ajuta să rămână oameni. Prichindeii, care și-au însușit cunoștințele de educație rutieră, au demonstrat că sunt buni cunoscători ai regulilor de circulație. După ce fiecare micuț a trecut de probe, membrii juriului au putut desemna și câștigătorii etapei. Echipajele clasate pe podium vor participa la faza județeană, care va avea loc tot la Reghin.